Antonio făcea o mică anchetă să afle cine lasă hainele aruncate prin baie. Cine a luat sacul ăsta astăzi? Roberto, 100%. Da, dar de ce faci așa? Nu e gigos. Cine a luat sacul ăsta? Tu? Nu. Eu l-am luat. Păi și ce facem cu el? Că era pe uscător și o să... Nu, am luat la mișto. Nu, și cine l-a luat azi? Păi nu știu. De unde a apărut sacul? Nu vezi că l-a din trei ori cât mine. E Roberto, cred, a luat. Roberto, nu asta a îmbrăcat și am zis să schimbe? Ba, da. Și zice că nu, asta mor la Roberto, nu, bă. Nu, păi l-am lăsat aici, ai zis tu că-mi dai și l-am luat pe al tău. Dar l-ai pur... Da, tu ai îmbrăcat cu asta și după ai luat al meu, Roberto. Nu l-am mai luat pe ăsta azi, l-am lăsat aici, unde l-ai pe canapea. Ai, nu l-am lăsat nicăieri, nu știu cine l-a dus acolo. Bă, frate. Bă, l-ai pus pe tine pe ăsta azi? Nu l-am pus, l-am luat de lec până la lui Zain. Tu ai îmbrăcat cu asta, am zis la tine, e urât, am dat al meu. Și l-am lăsat aici și l-am luat pe la direct, l-am venit după tine în baie să-l iau pe la al tău. Păi și l-a lăsat și am venit, am venit, da, a venit după mine la baie. Deci l-am lăsat aici. Bă, cuvântul meu, a schimbat lângă uscător când am zis la tine geaba. Bă, lasă-mă, frate, că ești nebun. De ce? Bă, stai un pic, dar și care e problema? Că unii, ce-a fost? Ce cu sacul ăla? Dacă tot, nu înțeleg, faci tatazarul lipsit. Nici nu mă înțeleg. Când am văzut cu tine, am zis la tine, e sacul ăsta de bătrân, mă, frate. Vino cu mine să-ți dea sacul fix cu culoarele lui pantalonul tău. Da. Tu ai sacul aceea culoare. Unde e el? Bine, l-am pus eu, ok, l-am pus eu. Dacă nu zic eu, nu zice nimeni. Păi dacă nu l-a luat nimeni, cine putea bani? Dacă tu ai îmbrăcat pe el, Roberto. Păi și dacă m-am îmbrăcat cu el, nu l-am pus pe uscător, ce, de ce să-l pun pe uscător? Ok, unde ai lăsat? Sunt 3-4 sacuri pe presingul acolo. Bine, Roberto, unde ai lăsat tu? Da, minte, Roberto, frate. Păi și lasă, nu mă să-mi minte, pe da. Păi dacă așa s-a obișnuit. Și astăzi, când a tăiat pe asta, eu sunt lângă tine. Și am zis, Roberto, tu ai tăiat cu asta? A zis, nu. Și eu am văzut pe ochii mei. Aolo, lasă-mă, că ești... Mamă, mi-a făcut ăsta credit pentru un sacou. Doamne, ferește, mai capul. Du-te, frate, să vezi ce-i pierdere singular. E plin de sacouri, ești nebun? Dar tu nu ai lăsat acolo. Bine, nu mai lasă. Și întreb pe Vlad dacă i-au mint. Bine, nu mai, gata, stau să mă cer pe un sacu și pe... N-am certat, dar de ce să zic că nu? Făcut. Atâta. Deci că... Ce mai aveți, mă, acum de împărțit? Parcă sunteți nebuni. Neasumarea. Capitolul 4. Da. Cartelul Robert. Și astăzi când a tăiat salam cu cuțitul ăsta... Da, mă, lăsă-l acolo că mai tăie odată. Ok, da, ce ai lăsat până acum, tu? Și am zis, cine a tăiat asta? Eu am văzut, zi, după ce ai făcut, după ce ai făcut puiul ăla, da, în sos roșu și azi dea când... Cine era lângă mine? Da. Vlad, să zică Vlad, bun, când am dat cu șervețelul și tigaia era băgată jos la oale. Când, da, am dat cu șervețelul era plin de ulei și de roșu. Și? Și aia că e spălată de... Aia, da, nu era spălată. De două ori. Când ai spălat tigaia. Și n-am spălat bine? Nu. No. Nu are nimic, îmi cer scuze. Dar nu era gras rău. Eu am spălat tigaia și am luat-o a doua zi că mi-a făcut paste și am mai spălat o dată și mi-a făcut paste în ea. Era gras rău, rău, rău. Am șters, am frecat ca lumea la aia, dar nu s-a luat. Dar Zain mai avea și alte acuzații la adresa lui Roberto. Astăzi a tăiat salam cu asta. Și după aia a lăsat Roberto aici și a stat acolo. Și e Dima aici și Dani, cred. Și eu știu, am văzut pe ochii mei, el a tăiat înainte 10 minute. E cu suițul asta, cine a lăsat aici? Andrei, tu ai lăsat? A zis Andrei, nu. Roberto, tu ai lăsat? Nu, n-am lăsat. Ma, Roberto, eu am văzut pe ochii tăi. Nu, n-am tăiat. Da, exact. De ce? Asta m-o stică. Da, asta m-o stică. Asta e. Deci fără problema. Tu ai lăsat sacul aici? Da, cred eu am lăsat. Ia până unde, da, e locul. Da. Hai să nu mai deschidem subiect de curățenie, că nu fac nimic. Păi, dar nu-i vorba de spălat vase sau de astea, că mulți nu spală vase din casă. Da, dar nu e vorba că nu spală. Ok, n-ai spălat, nu e nicio problemă. Între care și Zain, e la care nu spală vase. Dar dacă îl întrebi pe Zain... Nu, tu speli. Dar eu îți vă spun, Zain nu l-a văzut niciodată. Îi spune ce l-a spălat vase, eu zic că nu, nu o să zic că te-ai spălat. Ok, dar gătești și eu am gătit, dar uite, exemplu, mereu mi-am spălat uite, și vasele singură. Adică de exemplu, omleta pe care a făcut-o azi Zain, am spălat absolut tot plus tigaie, tot. Păi asta zic, deci el tot doar gătește, dar de spălat vase nu ar spăla. Asta eu gătești, nu gătești singur. Păi eu am înțeles chestia asta, dar... Dar vreodată am lăsat vasele? Ieri am făcut la fata, la Irina, da, aici mâncare. Când zici așa, acu' okay. E cuțitul ăsta, nu poți să te iei cu cuțit. Dacă ies cuțitul ăsta, îl duci în aibii partea aia. Și-o da, speri. Să-l arunci în cuvedă. Păi da, îl bagi acolo, se strâng și pe urmă spui că nu se spăl vasele.
Păi dar nu, de câte ori n-am spălat? Hai ca să zic așa. Băi, stai un pic, numai, nu, chiar nu-i cazul să facem subiect din ăsta, dar nu era subiectul de spălat vase. Nu era subiectul de spălat vase. Nu m-a zis la nimeni. Dacă te-am întrebat, da, l-am uitat acolo și te duci în speli. Da, exact. Dar nu zici. Nu, dar nu poți să iei doar la un cuțit. Ok, am înțeles chestia asta, dar se întâmplă să mai lăsăm fiecare câte un par sau câte o chestie acolo. Am lăsat după mine vreodată multă oală? Nu, dar plita ai lăsat-o ceva. Niciodată. Care? Plita. Când? Aproape de fiecare dată. Pentru fiecare dată eu gătesc cu Antonio sau cu cineva, faci curățenie după mine. Păi da, și ei te ajută la mâncare, deci poți să speli și tu vase. Cum ai spus că nu poți să faci curat în baie. Când? Poți să-ți faci și tu curat în baie, că și tu o folosești. Bun, când e Antonio să zic la mine, zi-mi tu speli vasele acolo sau lăsați ceva Antonio, eu să faci, nu am nicio problemă. De exemplu, părerea mea este, da, cine gătește, eu așa era regula în Germania, nu spală vasele. Asta e, și de la noi. Așa știu, adică eu nu gătesc, adică mi-asum să spăl vasele. Da, și cu iubita mea. Așa știu. Eu gătesc și ea să spăl vasele. Hai să nu facem o obișnuită din asta. Da, da, să gătească, să nu-i mai tem ceapa și alea. Da, da, asta vreau da, să zic. Da, da. Fără ajutorul a gătit. Păi bine să vorbești, dar la practică, practica ne omoară de fiecare dată. Ce ai, bă? Nimica. Uneori trebuie să mai ieși atitudinea asta a face ceva, știi, nu neapărat să dai doar cu vorba. De exemplu, Zain, da, de exemplu. El știe să zică, dar duci tu la cine să mai iei vasele de acolo, le duci în partea asta, de exemplu. Nu te-am dat niciodată să iei de aici, le duci acolo, fără să te pună cineva. Nu trebuie să te fie să te pună bă, cineva. Nu, acum e pe drept. Roberto parcă începea să recunoască unele lucruri. Și n-am spus azi la prânz că e cuțitul meu ăla. Ia auzi-mă că a spus. Oh, mor! 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 Bă, a zis el, mă, bă, stați un pic, mă, bă, stai, mă, ia o să-și pe asta, a zis, mă. Cine? A zis, lasă-l acolo, că o să-l spălăm mai târziu. Da, dar n-a zis. Ești mincinos? A zis. Mă, frate, a zis el, că era aici și a zis, că stai, lasă-l acolo, că a zis. A zis, a zis, băiatul. A zis, dar tu unde erai? Eu am văzut, a tăiat selam și a zis, am grijă pentru a tăiat borc. Și după am zis, cine a lăsat aici? Eu știu, Roberto. Andrei, tu? A zis, nu, n-am tăiat cu asta, eu știu. Și el a zis, da, dar Roberto, tu? Nu, n-am tăiat. Dar după aia zic că da. Am spus că eu am tăiat. Nu, după aia zic că da. Dar am zis prima dată. Am zis de două ore. Nu, că am zis de două ore. Nu, frate. Da, da. Eu am văzut pe ochii mei. A zis: "Hai, bine, lasă, eu să dar spun." Și până acum n-a spălat. Asta, bossul meu, stai și urmărești cine taie și lasă pare acolo și vase. Știi ia de ce? Ia pune țoitul și spală vasele acolo continuu. Știi care problema? Eu n-aș fi permis. A zis că ești hoit. Lasă pe el, mă, frate, asta e mic rău de tot. Cine e mic, mă? Ia uite. Cine a răspund? Se vede cine nu-și face curat. Dacă vă uitați în fiecare dulap de haine, alu Zain e dezastru. Pentru e mic și am multe haine, unde bag? Ca idee. Și oricum, când să fie cuplu, să faci cu iubita mea. Așa a, iubita, de fapt, că tu nu faci. Nu e ok aici. Nu e ok? Păi de ce ți-ai chemat iubita să fac ții curat în dulap? Nu, să faci eu și iubita mea. Da, și acum te cred. N-ai spus? Ma, Andrei, ce ți-e frică? De ce să-mi fie frică? De nu știu, azi, dar de ce iubite nu faci nimic cu tine? A zis frică de el, frate. Care, bro? Nu-i de mine. Dacă e iubite, acum să zic, hai iubi, să facem haine. De ce e eu? Hai iubi? Da. Dar dacă tu ești un porc mistreț care ești tu... Eu ce sunt? Porc mistreț. Eu sunt musulman și ce sunt? Ce asta, mă, frate? Nu mă bag, eu nu mă bag. Jignirea. Băiatul meu. Jignire? Jignirea asta. Ai, n-aș fi permis. Și tu îți iei haina și pleci în oraș. Și de ce ai luat numai alu' asta? Pentru eu sunt musulman și tu știi, nu îmi cam borc, te zic borc? Ce vrei să zică? Bou, ce vrei să zică? E jignirea asta sau nu? Băi, cârlanule. Cârlan, na, ce e cârlan? Și ce e cârlan? Ia, știi ce e cârlanul? Azi vine, nu? Nici nu vreau să vorbesc. Depinde cum arată porcul. Ca tine. Iar, uite-te, am dat șansa. Dar porcul mistreț e diferit de... E mai bun. Porcul ăla. Carne mai tare. Porcul e vânat. Dar ca tine. Așa, pe final. Poftim? Ca mine. Oh my God. Da. Hai că ai început să tu să lovești Roberto, dar s-a întors așa ca un bumerang.
Și după ce ieri am aflat că nu speli toaletele, că nu-ți place, azi am aflat și că nu speli vasele. Ce facem? Nu facem. Nu, e problema lui Vlad. Ai problema lui Vlad. Nu, e părerea lui. Eu când se face mâncare, fac mâncare cu cineva. Astăzi când am făcut mâncare dimineața, nu? Mihai simplu a zis, nu, e Mihai astăzi. A zis eu să speli vasele. N-am spus eu nimic. El singur a zis. Al doilea zis. Dacă te ajută și da, nu e problema. Și la aia și nu, la aia. Nu, nu e problema. Să ne spuneți amândoi. Și a zis nu trebuie cine gătești, el face tot. De ce cineva să spui după nu el? De fiecare dată înțelegi total diferit. Eu am spus în felul următor. El, în afara faptului să dea cu o lingură într-o oală, nu face nimic. Ceapa o are tăiată de băieți, cartofii are tăiat de băieți. Dar nu se dă ordine. El doar stă și învârte într-o oală. Așa face un șef, știi? Dar așa știu. Face și un șef. Are ajutoare. Nu știu unde e problema. Nu, unde e problema? La vasă. E Antonio sau... Ăsta a zis, frate, că pe tine se pune în tot. A zis, bă, ăsta a zis că poți să fii tot aici. Tu. Că nu ai oameni, zi. Dar pare că are, ce să vezi? Da, Antonio poate să decizi singure. Exemplu, Mihai zice, hai să facem omlete, e băiat, fac singur, eu nu mă aștept să zic la Mihai, hai speli vase. Da, trebuie după cum ați observat. Deci el face omleta, Mihai spală vase. Da. Sau, el sau face tocana, Antonio spală vase. Nu am făcut nimeni la ce vase zic, faci, absolut. După cum ați observat, Zain. Și dacă el să fac singur, știți, nu sunt așa eu. E incomod așa, Zain, dar și tu trăiești acolo. Știu. Dar când se face mâncare, sau când se face mâncare, Dima și Dani, direct se face curățenie lui cartof. Eu nu mai spun, hai, faci. Și Dima se ajută. Eu nu mai spun la nimeni, faci ceva sau nu se faci. Ia, chiar că vrea Vlad să spună ceva. După cum ați observat, Zain are doar chestia asta de a scoate în evidență ce fac ceilalți. Roberto în special. Da. Am înțeles că au ei o problemă, nu mă interesează cuțitul, chestia asta. Cuțitul, chestii. Dar... hai să ne mai uităm și în curtea noastră, să vedem ce avem prin dulapuri. Ce are, unde... domnule? Să ne iau un cadru din dulap de la el. Acum și-a făcut curatul weekend că i-am zis noi că e haos. Dar n-avem cum din dulap, acolo... Dar efectiv era, nu, de acolo dacă vrei să ascunzi ceva, 100% nu mai găsești în dulap la el. Nu trebuie tu găsit, eu găsit, eu știu unde să fac. Am văzut. Stai liniștit. Nu, dar chestia că ne-am săturat cam tot, să vedem de partea lui. Ai meu sau ce? Da, voi sunteți colegi de cameră? Asta e... Nu, ăsta, nu am zis de ăsta. Uite ce curățenie, aici e la Zain? Nu, dulapul cu haine. Voi sunteți colegi de cameră? Nu, eu Roberto și Zain. Eu Roberto și Zain. Ia unde e dulapul lui de haine? Care e dulapul? Din baie. Nu se poate. Din baie? Da, da, da. Dar hai că facem, facuș un pic așa. Cadrul ăsta l-am mai văzut. Dormeau și domurile că iau, unde-i? Uite, fixă la unde e cămașa, dacă se deschide, s-ar observa. Ăsta nu, chiar lui Dima cu... E bine acolo. Și e bine. De acolo de unde evadează hainele, nu prea ai curat nici e bine, ba da, e bine. E bine acolo. Toate sunt umerași. Haine de iarnă, atât. Ce curat? Haine de iarnă, multe geacă am băgat pe geantă, atât. Dar chestia asta de a scoate în evidență cum sunt alții, eu zic să o potolească pentru că nu suntem la niciun meci de TikTok aici. Nu a făcut zarvă toată ziua cu un cuțit, dar de exemplu. Să ne cu acel cuțit? Da, care putea să lea simplu să dea un jet. Dar nu că e la urmărit, ai făcut adică o acolo... E problema eu când să cine a spălat cuțitul, cine a spălat, adică... Ok. Așa. Și Roberto a tăiat salam. Dacă nu mai asta, eu folosesc. Mai erau 7 de cuțite tu în afară de ăla. Da, și am spus, cine a tăiat aici, a făcut, a lăsat asta aici? Și prima oară l-a întrebat pe Andrei, a zis că nu, și pe urmă l-a întrebat pe mine și a zis că da, l-am tăiat și lasă-l acolo că îl spun mai târziu. Și am zis. Înțeleg că inițial ai spus nu și apoi poate ți-ai amintit sau nu știu. Nu, eu am zis din prima, de la prânz, de când l-a întrebat pe Andrei. Nimeni n-a răspuns. Și eu lângă Robert. Zi, domnule, și aseară aveam o discuție foarte importantă cu băieții. Domnul Zain a intervenit să intervină cu subiectul de ieri. Considerat din punctul meu de vedere închis de ieri, tot din... Ce anume, cu toaletele? Da. Eu vorbeam despre de ce cum vedem da, se ia de tot, dar nu face nimic. Nu vorbeam deodată, nu înțeleg. Ce anume? Eu vorbeam despre cum văd eu din punctul meu de vedere nunta perfectă. Domnul Zain a zis, ai terminat? Ai avut problemă cu mine? Da, pentru că el a zis, mai aștepte când să faci numele meu cu el la curățenie, la baie. Ei, să okay? El mai doresc sau mai aștept așa. Am vrut să răspund, să rezolv problema, să nu vorbim în fiecare săptămână. Am spus, eu faci tot și faci cu baie tot și ștergi geamul, faci tot. Și faci curățenie în baie, la WC-ul nu faci, pentru că eu nu îți folosesc WC-ul asta. Atâta. Am lăsat asta și nu vreau să deschid săptămâna viitoare. Și dacă să faci numele meu cu tine, cu altul... Nu, n-ai închis, pentru că tu ai zis, săptămâna viitoare mai aștept să faci. Și am spus cu tine.
Dar poate ai noroc și nu o să scadă la bilet. Am răspuns. Faci tot, fara asta nu faci. Voi vă dați seama că acum continuă subiectul. Da. Nu. Am vorbit ieri și gata. Puneți secură pe mari în timp ce aveam o discuție din punctul meu de vedere cu Andrei. Pentru ieri și cu Andrei e foarte importantă. Ieri eu n-am fost fericit când ai vorbit tu pe live, așa? Tu ai închis singur. Pentru ei trebuie să rezolvă problema. Dar eu cred că niciunul dintre noi nu e fericit când vorbim despre lucrurile astea cu care ar trebui să rămână. Da, știi că e și o vorbă cu rufele spălate în familie. Astea sunt niște chestii care țin de intimitatea casei voastre. Și noi nu le-am difuzat în mod normal dacă nu ar ieși nita mai circul pe cine spală, cine nu spală. Hai că asta vasele ca vasele, dar celălalt subiect parcă n-aș vrea să-l mai vedem la televizor. Serios. Și pentru mine am deci cum facem cu vasele? Cu vasele? Am spus, eu fac tot. Păi... Nu am nicio problemă, spun, faci tot. În casă nu am nicio problemă. E nu chiar tot, că nu ești acolo... Nu, dacă se zic, păi, de ce nu am nicio problemă? Eu nu sunt mai bun ca altul. Ar cam trebui să facă tot, că în 7 săptămâni n-a făcut nimic. Nu e tot casa. Dar nu știu, de ce, Vlad, așa ești? Dar n-a gătit? Stres și așa. Doamna Simona, toți știm să învârtim într-o oală. Uite, Dani nu învârte. Așa ai spus, tu ai spus pe material, eu nu gătesc, deci spăl vase. Păi da, că nu vreau să gătesc. Nu că nu știu. Da, nu e problema asta, chiar că cred. Să... Ce anume? Nu e problema, dacă el nu vrea gătesc, eu gătesc la tine și tu speli vase. Nu e problema. Dă-ți la curăța cartofi, la morcovi, da. La ceapă. Și de la Vlad e problema, trebuie eu să speli vasele, dacă eu gătești. Nu, a zis Vlad că dacă tu gătești, să gătești da, tot și să faci, faci tot. Nu, nu să faci pentru nimic. Că așa face Vlad, el dacă gătești, el spală treaba lui. Și tava și tot. Dar așa și dar în principiu sunteți diferiți, adică... Nu mă aștept asta. Ok, am ia, uite, nici mie nu-mi place. Hai să vă spun ceva. Nici mie nu-mi place când eu gătesc în bucătărie să stea cineva pe lângă mine. Păi nu-mi place. Dacă sunt acolo, mie îmi place să dacă fac paste, să tai ceapă, să tai ce am eu nevoie. Mă enervează când se bagă cineva. Da. Poate tu ești genul ăla. Poate lui place să-l ajute. Eu nu-mi place gătesc singur, absolut. Păi da, dar aș putea spune că am gătit și industrial, și pancake, și pizza pentru absolut toată casa și casa băieților și a fetelor. Tot dar după mine a fost totul impecabil. Eu asta vreau să văd și după alții. Cine mi-a zis tu, din câte îmi dau eu seama, tu oricum ai o obsesie spre curățenie, ceea ce e ok și poți să înțeleg, dar nu toți sunt așa. Bravo, adică ție, sunt oameni care pot să trăiască asta, cu hainele căzând peste ei. Pentru, foarte bine. Uite, vă dau un exemplu de acum câteva zile. Eu m-am spălat pe păr și el a scos în evidență. A, că eu nu pot să gătesc din cauza ta, că tu te-ai spălat pe păr. Pe bune? Așa am zis eu să deschidă ușa dacă gătește. Și el s-a aprins, domnule, cum nu mai am voie să gătesc din cauza ta? Dar nu n-ai vorbit așa tu, Vlad. Deci ce era? Stai, mirosea mâncare. Și a zis, ce miroase de mâncare asta? Acum am spălat vaporul. Ce miroase? Da, unde se gătesc? Dar el are iubită și când ai iubită nu prea... Dar noi și dacă deschizem ușa, e ușa de barte și nu mai avem hotă. Asta e ceva ce am făcut ceapă eu. Se aerisește în casă. Punea ceapă și ceapa miroase. Să fie miroasă, da, dar e ușa celălaltă să fie miroasă de ceapă. Vreau sau nu vreau. Nu e vorba de ușă. Cine a vorbit, Zain, deschize ușa? Nu, a fost supărat, am spălat poporul și în fiecare zi se spăl poporul, e miroasă de mâncare, e urâtă. Okay. Așa a vorbit. Bine. Eu sunt moldovean, vorbesc mai accentuat. Hai să oprim aici discuția cu speranța că o să fie înțelegere și în casa băieților cum a fost până acum. Voi ori ați ținut așa, vă certați pe mult, ceva s-a întâmplat, că de două zile sunteți inflamați și probabil că o să continue și astăzi. Nu, eu nu continu. Bine. Am vorbit tot. Până diseară când ne vedem mâine, că doar vin și mâine. Da. Treabă cu bine.